O să zici și ceva acum? Da, zic, o să mai zic tu și tu te-ai terminat, zic că eu nu vreau să fac monolog. Tu te-ai lăsat să zici acum. Vorbește că mai vorbești eu, da. Zic. Ok, eu nu știu, am o singură rugăminte. Și față de ea și față de Turcu, că azi l-am văzut și pe Turcu un pic. Mm-hmm. Ei fac cu mine materiale, m-au băgat la și să-mi spun și măcar, că nu știu. Eu fac cu el, sau el a făcut cu noi. Astea, ea îi spune la Turcu, au zis și asta, creier, de femeie. Că ăla nu știu ce vrea cu mine. Deci ea vrea oarecum să mă scoată bine în fața lui Turcu pervers. Păi tu te băgam între noi doi. Cum facem? Și eu fraieră pun care o întrebare, doamna Andreea, pun și o întrebare. Care e mai fraier atunci? Tu sau el? Păi stai un pic, nu, dar lăsați-vă până Andreea. Eram cu Turcu în pat, când ea m-a sunat prima dată. Drept urmare, de ce a luat numărul meu? De unde a luat numărul meu? I-ai arătat lui Turcu, el... Păi a vorbit la telefon Turcu cu ea. De seara aia, când a întârziat avionul, mi se pare că era și dumneavoastră cu ea în avion, dacă mă duc bine aminte, că a spus. Și am dat la Turcu, i-am dat la Turcu, să vorbesc cu el că doarme și tu răspunzi. Dar n-am vorbit la telefon, dar am vorbit. Dar nu știu dacă am vorbit la telefon. Da, da, spune, s-a trezit. Îți dai seama că pot fi martor, Cătălin, pot fi martor și eu și tot avionul care a auzit-o pe Roxana vorbind la telefon, pentru că de câte ori ți-am făcut semn, mă întorceam spre ea și făceam din ochi, pentru că avea niște căști și cumva vorbea prea tare și nu-și dădea seama. Ok, l-a sunat, hai să vezi, l-a sunat pe Turcu, Turcu dormea. Dormeam și eu, dar eu am telefonul lângă pat și era pe vibrație. Și... Da, da, n-a vorbit cu tine mai nimic. Păi nu, cum mai? N-a vorbit cu tine. Păi asta îmi trebuie să spun. Eu asta am spus eu altceva. Eu îi spun azi la Turcu, bă, că Roxana că te-a sunat. Eu îi spun azi la Turcu, da, mă, m-a sunat cu tine în pat. Ți-am dat să vorbesc că el nu mi-au cam minte. Pentru că el avea postare, nici măcar avea alea activate, datele alea mobile. Ok, bun. Nu a fost nimic, au, dar am simțit nevoia să spun. Hai, da. Nu, asta n-ai cum să zici, am simțit nevoia să spun. Asta nu o faci decât ca ba să... Ba da, ba da, pentru că eu mă simțeam vinovată dacă nu o spuneam, înțelegi? Nu, dragul meu, nu mă lua cu draga mea. Tu nu poți să speli creierul decât lui Turcu. Nouă, tuturor de aici, sau oamenilor, dacă... Că ce, mă, ia, că ce, că ce? Să vii tu în contextul a ce? Dar de ce a vorbit în dacă eu mă simțeam vinovată, era normal să-i zic ce am făcut, dar chiar dacă nu am pe cameră. Ea m-a sunat, eu l-am vorbit cu Turcu să-mi aducă și de la fratele meu niște haine. Așa nu știu cum a făcut Turcu legătura sau l-a luat ea, sau nici nu mai știu cum a fost. I l-am dat ei, mă, că nu putea să țin bagajul. El i-a dat ei. Mi-a dat să-ți aduc la canal, nu să mă fac cu tine, să-ți le dau. Cu voi ai tu, de fapt. Asta e băgată de ea. Asta de ea acum. Stai cu minte, că nu scade în plasă. Diana, ia stă-ți un pic. Diana, ia stai puțin. Diana, greșesc eu cu ceva? Uite-te puțin la doamna Andreea. Nu fac Andreea, Diana. Da. Greșesc eu cu ceva? Dacă eu greșesc cu ceva, acuză-mă, spune tu că tu știi lucrurile mai bine. Ca să nu mă apuc eu acum să vorbesc frumos. Nu, vorbesc am găsca, cum a zis Marius, dar văd că nu merge. Am făcut găsca ca să ne vedem de treaba noastră cu toții să fie bine. Dar nu se poate. Hai zi. Pe ce hai zi? Hai, mă, deschide gura, vorbește dacă vorbești, deschide gura. Deschide gura și vorbești dacă vorbești. Dar nu țipa tu, că tu nu-i mă impresionezi pe mine. Deschide ciocul și vorbește. Ce faci în casa asta? Ce fac, mă, eu? Deschide un subiect cu toată lumea, dar ieși și țip ca să acaparezi discuția. Eu ți-am să vorbești, măi, băiatule. Dar deschide gura și vorbește. Calm, ce faci? Calm. Hai, vorbește. Ce vrei tu? Întrebarea mea e... Eu vreau, păi tu te-ai băgat, mă, tu te bagi mereu, tu draga mea, hai să o ating, hai că discuția. Vreau o salată, hai că vreau o roșie, hai că vreau un porumb, dar ia-ți singur, doamne, salate, roșii și porumb. Dacă vrei, du-te la piață și această fată vine să spună, cu gurița ei, cum m-a sunat având iubit. După o săptămână. Un băiat cu care nu aveam la ora aia prietenie, ea m-a sunat pe mine chipurile, trezește-l pe iubii. Da? Și care iubii dacă dormi în pat cu el, mai băiatul, am vrut două secunde și l-ai trezit și am vorbit cu el. Tu ești... Adică mă sun după mine, iei tu numărul meu, dar de unde plecăm? Nu mai vedem logica lucrurilor. Dar nu mai vedem logica lucrurilor acum din toată lumea. Și nu decolam. Zice că eu m-am băgat în relație. Chipul ei își dorea să vorbească cu Turcu. Păi și chiar am băgat, dacă ar s-a certat cu el toată noaptea. Românezi că Turcu nu aude de răzate. Eram în Istanbul. Da, 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 imediat. Nu imediat, că le-am pe toate acum, dacă vor așa, facem ce pupat, așa. Ce pupat, mă, fată? Ce pupat? Ia mă, acuză ce pe mine, pupat, mă, de fată ce? Am făcut eu? Pentru ce? Pe obraz? De ce? Ligist. Pe obraz și ăla vine și te linge pe față. Da, asta, da, da, da. Că Turcu m-a lins pe față. Dar că nu l-a lins pe ăla, pupat pe obraz. Turcu din răzbunare față de tine. Păi, nici cum a făcut repede, cum facem? Lasă să meargă cronologie. Ok, duci discuția în altă direcție. Da, nu are sens. Fă respect, e ok. Deci, domnișoara aici de față, varianta mea și cea mai plauzibilă, încearcă să se împace cu Turcu. Cine pe cine a sunat în România? Păi, asta e întrebarea mea. Ia să-l aud acum, în fața iubitului și Mă laud că nu m-am dus să mă întâlnesc cu el. Da, da, mă laud, bravo mie. Da, exact, bravo mie. Da, 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 da. Nu mai anul
Așa mă duceam la exetase, ea, foarte interesant. Întrebarea mea este pentru ea și pentru toată lumea. Răspunde, te-a sunat vreodată? Și sunt tare bucuroasă că nu a venit. Doamna Andreea, Dumnezeu mi-e martor. Dacă eu am sunat-o vreodată în viața asta pe fetița asta, Dumnezeu mi-e martor. Să recunosc, te-am sunat vreodată eu? Ce mă? Te-am sunat eu vreodată? Când te-am sunat odată cu Turcu și atât de... Da! Te-am sunat, mai întreb, te-am sunat vreodată în viața asta pe tine? Nu, nu mai stai tu, a venit la Diana ca să-ți dau... A, bine, nu mai sunat! Dar ele spune să rămână acolo, normal că vin prin Diana, da? Ca să-i dau geanta, normal că nu-i... Fraier. Doamna Andreea, logic. Eu vorbesc prin Diana să-mi dau geanta. Vorbi prin Diana să dau geanta, stai tranquila. Ai sunat-o, dar n-ai sunat-o pe ea. Nu a sunat-o pe ea, eu vorbeam cu Diana pe cameră. Nu, i-a vorbeam normal cu Diana ca prieten. Și-a zis, ce faci să-mi dai geanta? E că nu vreau să-mi dau geanta, da? Domnitoarea Roxana, eu vorbeam cu Diana, nu știu de ce. A, au ajuns cu geanta. Iartă-mă că fac o mică paranteză. Vorbești cam des cu Diana. N-ai avut nicio legătură cu ea. Nu, stați un pic. Ba da, am legătură cu Diana. Cum să n-am legătură cu Diana? Am văzut și în taxi de câteva ori. Cum? Prietenește, n-am fost în lume, haine, cum? Eu vorbesc cu Diana mereu. Opa. Ce vorbea asta? V-ați dat întâlnire sau a fost okay. întâmplător? Hai să... V-ați dat întâlnire sau a fost întâmplător? Întâmplător, în bazarul, când am fost cu Filip atunci. Uh-huh. Ok? Și la club am mai vorbit și atât. Uh-huh. Și pe cameră? Și pe cameră, care e faza? N-ai voie să vorbești sau ce? Nu știu, de ce cu Diana? Cu Diana vorbești cel mai mult din clasă. Pe camera... Pentru că stă în cameră cu Roxana? Bun asta. Da. Ok. De ce sunt pe întrebă. Bianca, pe Andreea Oprică, pe Ligi? Dar cine nu vorbește cu Andreea Oprică? Pe cameră. Am vorbit cu Bena înainte să se combine cu pe băiatul. Camera. Pe cameră. Și pe cameră, da. Așa. Okay. Întrebarea mea este ce vrea să spune acum? Acum că mă suna când era în România? Asta vrea să spune. Băi, băiatule, România te-a sunat așa în 5 minute. Lasă vrăjeala asta, că n-am vorbit noi nimic cu au. Nu mai te scoate tu. Acum te scoți. Păi nu, întrebarea mea e cum să mă scot, de unde să mă scot? Întrebarea mea e... Cum era să-i duc eu geanta, că n-aveam cum, uitați-mă, cum să mă văd până acolo, în România, când erai, de ce l-ai sunat? Da, ce face? Eu sunt de bine că i-am răcut. Auzi, să ne întreb ce face iubita acasă și dacă are grijă de copil, în caz până. Nu, ideea e că... Asta da. Eu când am vorbit pentru geantă. Prășoale, ești chiar are. Ha, da, ești prășoale. Nu, eu am vorbit pentru geantă. Nu zici și mie azi. Că geanta, dar i-a zis varianta ei. Eu am vorbit, lasă vorbească. Eu vorbeam cum mă interesa să-mi ajungă lucrurile, logic, aici. Că pe ea o interesa altceva, asta e partea. Ce altceva? Ce faci și e la fel ce faci, bine am treabă, mă duc să fac să-mi duc hainele. Dar de ce l-ai sunat? Pentru ce? Eu de ce nu? Doamna Andreea, eu... Petrelor, e simplu. E simplu, un băiat. Pe care Marius e gelos de mai. Un băiat, poate, frate, eu aveam interesul să-mi ajungă hainele. Cum bă, ce turcul mi-a spus că hainele îți dai, ai înțeles? Ferea. Despre ce vorbim? Eu mă pot da la o fată, dacă fata nu-mi dă nimic, ce să mă dau? Cum să mă dau eu în viață? Dar eu m-am dat la iar că a întrebat ce face, dacă vorbeam altceva, da, greșeam. Dar bine, și așa am greșit. Dar așa ar fi fost mai greu. Motivul telefonului este foarte important. De ce? Am zis, ce faci? Bine, eu fac treaba, mă duc să-mi duc hainele și cam aia a fost. Deci chiar n-a fost nimic altceva. Care dintre voi a greșit primul? La cât am greșit amândoi nu mai știu nici, nu cred. Eu cred că știu. Cine mă ia? Eu zic că tu primul. Cine crede că Roxana îl place pe Cătălin? Roxana, pentru mine, cât am văzut în casă, e genul de femeie care îi place așa. Nu, sunt genul de femeie care nu tace și care mă iau și eu cu el, da? Dar în momentul dacă vrei să dea un c***, am intrat sub masă. Roxana, l-ai plăcut vreodată pe Cătălin? Prima oară, când am dansat, de-aia în statul cea că am simțit ceva. Tu de familia mea nu vorbești, că vrei să te scot afară, un lac, două serii. Vrei să-ți arăt? Afară. Afară amândoi. Nașta în viața mea cu un om ca tine și de asta nici n-am vrut să mă cutnec. Te-am simțit că ești hienă. Fetele vor vota. Un băiat pe care nu și-l mai doresc aici, în această casă. Iar băieții vor vota o fată pe care nu și-o mai doresc aici, în această casă. Pentru că locul lui e acasă. Nu și-are locul în această casă minunată. Pentru că își dorește să plece. Favoritul din această săptămână, câștigătorul celor 1500 de euro, este...
vrea să stai că uite, Bianca zice bine. Atunci ai spus în emisiune, ai spus lui Turcu că l-ai și blocat pe Cătălin. Când chiar că n-am sunat-o noi în ziua aia. În ziua în care am sunat. Dar înainte am vorbit cu Cătălin și după l-am blocat. Înainte când a fost da, că durea și după privat, ok. Nu. A, nu atunci. Băi, oameni buni, nu, nu, eu de 4 zile am zis să mă duce. Eu nu eram prieten cu Turcu, eu nu aveam nicio gară. Că el mă suna femeia prima dată să mă întrebe dacă doarme. N-am înțeles. Dacă mă întrebați pe mine. Cum adică n-ai înțeles? Pe dacă eu vreau să vorbesc cu sora mea și nu-mi răspunde, eu sunt pe o fată care știu că e lângă ea. Nu? Bine, hai, eu fie și un lup mâncat de oaie. Hai, fie un lup mâncat de oaie. Nu-i logic, Bianca, dacă te-ai răspuns la telefon, te colează avionul, lasă-mă în prăjeala. Nu mă suna pe mine. Ba da, nu. Nu. A, ok. Nu, îl suna pe Marius. Da, dacă te vede bun cum e Filip cu Marius, clar că-l sun. Păi stai un pic. Am făcut și asta. Am făcut și asta cu ea. Eu aveam 4 zile de cât eram în curtea. Nu, Andreea, de vrea să-l sun pe Marius, să-i ciocăne la ușă să-l trezească, nu pe ăla care stă în pat cu el, da? Oricum e grav că te-a sunat. Așa era. Da, e grav. Nu, dar are dreptate, trebuia să-l sune pe Marius care stă în altă cameră, să vină să bate la ușă. Și nu știți răspunde la telefon. Doamna Andreea, am zis treaba asta, ok, e ca ea aici, dar ea, întrebarea mea este, și ca să concluzionăm, ea vrea să aducă acum în emisiune faptul că mă suna când era în România? Asta nu. Asta crezi tu că asta nu s-a adus. Păi ce vrei, voi ați înțeles altceva? Când a fost în România, am înțeles tot. Când era ea în România, eu asta nu, treaba asta are este că eu vis-a-vis de Turcu am făcut ceva sau ce vrea să... I-ai spus lui Turcu după ce te-a spus. Și să-i spun lui Turcu că ea când m-a sunat pe mine, m-a sunat ca să-mi iau că bagajul atât. Nu ce spune, hai să ne vedem. Bine, treceți de etapa, am început tot. Nu știu. Păi stați un pic, cum adică cu tine vorbea pe cameră? Că nu era Roxana în casă când zice ea că eu i-aș fi zis. Era discuție telefonică, gen. Bă, eram în Istanbul cu bagajul în pat. Dacă deja mă enervezi. Hai să vedem un material în care băieții vorbesc despre Roxana. Vorbesc cu Turcu. Nici n-are rost. Turcu a tras niște concluzii sau nu. N-avem de unde să știm. Aș vrea foarte mult însă, în schimb, să-mi spună după acest material ce concluzii a tras. Pentru că toată gala a fost foarte tăcut și mă sperie. Hai să vedem material. Când o să ai 30 ani, Turcule, lucrurile ăsta nu se te mai mire. Bă, nici... O să râd de relații de genul ăsta. Bă, la 30 de ani, lucrurile ăsta o să se pară normale. Bă, ce le vezi tu acum, wow. Nu te bă, bă, o să spună mie de ăla nu știu ce. Bă, ca un pic, că nici... Acolo la fost o să salute, nu la mine. Pe mine, din toate astea, mi s-a părut de pasat. Restul, bă, asta care le-ați mai zis, da. Aia cu da, bă, aia, frate. Cum la televizor așa ce? Bă, dacă întreb părerea mea, de fapt, arată că n-are nicio gară cu el, cu Turcu. Bă, n-ai cum. Doamne, doamne. Ce ce mai urât, frate, în toată situația asta? Mă imaginez să se uite fostul la emisiune. Mamă. Și el a stea cu nevasta și l-a lăturit și ea să certe cu el, să fie haos. Turcu, din atât, știi cum se face Turcu? Da. Bă. Asta e Turcu. Da, mă, te... Bă, ciorgerele pot să mergi și eu la masă? Așa ce vreau, frate, lasă fostul, că știi în sport, îmi pare rău că ne-a încertat. De ce râzi, Turcu? Mă amuză situația, doamna Andreea, rău. Te amuză acum? Păi chiar mă amuză, că mi-am pus nervii și vorbele unde nu trebuia. Și sentimentele? Nu se mai discută. Dacă așa ai considerat tăia că merit eu, e meritul ei. Știți ce bărbat am avut eu? Nu știți. De aia nici nu vreau să comentez mai mult. Din exterior, tu pari un băiat care se îndrăgostește greu. Da, sofirii care, nu știu, prind așa mai greu drag de cineva. Dar și atunci când o faci? Da. O las pe ea să comenteze că eu chiar nu știu ce bărbat a avut ea și să ne spună ea mai bine. Să comentez eu? Eu știu ce bărbat am avut, nu mai vreau să vorbesc acest subiect, să comenteze cine a fost cu material, că Roxana n-a fost material, Roxana a fost subiectul principal, sâmburele. Să vorbească ei, că eu concluzia e că Turcu e small fish după bărbile. Și nu vreau să vorbesc. L-a făcut small fish. Din șarchi l-a făcut small fish. Ei au vorbit în lipsa ta. Guvit. Sănătoși, am văzut. Cum în lipsa? Fetelor, fetelor. Era, nu era, a, la noi era în casă. Auziți?
N-am crescut. Nu mă aud, fetele, nici m-am băgat în seamă, gata, m-am făcut. Vorbește turcul. Hei, vorbește turcul. Păi dacă... Fetelor, să nu mă trimiteți la corona, că mai stau pe aici eu. A, tu vrei să mai stai, dar ea vrea să rămâi. Da, nu plec. Deci nu mai vrei să pleci. Nu, el nu mai vrea, dar ea mai vrea. Vorbit urât cu ea, că aveam așa niște mustruri, că am înjurat. Eu nici n-aud ce vorbi. Am comportat urât cu ea și... Eu nici n-aud nimic. Am simțit să zic că nu vreau să o înjur, nu mi-a făcut plăcere să vorbesc așa cu ea și... Am văzut că plânge și se simțea prost. Turcu, de fiecare dată când v-ați despărțit, da, te-a jignit. Așa. Când v-ați despărțit. Da. El nu te-a jignit niciodată în timp ce erați împreună. În timp ce eram în relație și eram ok, nu. Uite. Momentul în care am despărțit, da. Nici nu a făcut vreo apreciere la fosta relație, nu știu dacă am făcut ce voi erați împreună. Nu, în momentul în care ne despărțim, atunci am început tot război. Eram împreună cu ea și eu zis, dar tu știi ce bărbat am avut eu? Știi? Aici vrea să ajung cu doamna Andreea. Mi-am dat seama și de-aia am zis. Dar eu am vorbit cu tine și am zis, unde am greșit eu? Dacă tu, ok, nu accepti, scuze, nu greșești niciodată, tu știi. Poftim? Nu greșești niciodată. Dar de ce vreau să spun că am zis că da, am greșit. Tu ce nu înțelegi? De... Deci, am zis greșit, că nu am greșit, dar că am greșit. Cine ți-a acceptat te-a greșit? Tu ai greșit, da, dar da, și tu ai greșit, repede de mie doar. Mă cert eu cu tine, Petru. Nu te cerți, ai greșit și tu, măi băiatule, și tu vorbești cu groază de femei. Tu vorbești. Instagram-ul e plin, punct. Doamne Andreea, gata. Eu am înțeles. Roxana a crescut pe melodia Am greșit și eu, dar cine nu greșește? Ai greșit și tu, greșeala se plătește. Asta e logica Roxanei. Da. O crescut pe melodia asta, are logica asta, fiecare, am încheiat. Fiecare om are câte un moto. Da, îți pare normal. Ce? Sigur. Da, dacă greșești bărbatul, greșești femeia. Ce? Și cum să faci oprică? Eu nu sunt datoare să accept, sunt el, da? Ce? Și tu după ce melodia ai tot, tot pe melodia asta cresc eu. Apoi greșește el. Ia că nu vreau să ascult. Doar cu piremix. Ia prin dacă ar fi să fiți sincer unul cu celălalt, care dintre voi a greșit primul? Nu mă interesează unde, din casă, afară. La cât am greșit amândoi, nu mai știu niciunul, cred. Nu, dar trebuie să fie fost primul care a greșit. Eu cred că știu. Cine mă ia? Unde s-a stricat relația? Eu nu cred. În casă eu am greșit cu pedepsele, dar afară, tu ai greșit. Afară eu? Stai, stați un pic. Știți de ce? Pentru că eu nu știam ce a făcut cu două persoane. Eu am zis ce am făcut, greșeala mea, dar după am aflat că mi-a spus ce a făcut. Da, după ce ai făcut tu și mi-ai zis, am făcut și eu. A, bine, a fost, da. Ai înțeles? Deci tu ai greșit prima, ca să bine, înțeleg. Eu am greșit mereu, tu ai greșit. Tu ești cel mai curat. Păi nu, am greșit după ce ai făcut tu, ca să-ți fie clar. Cu ce a greșit ea prima dată? Păi știa foarte bine. Deci să înțeleg că nu vrei să mai pleci cu ea. Eu nu, rămân aici. Bravo ție. Ai vrut vreun moment astăzi? Da, nu știu, vreau să plec 50-50, nu eram potărit. I-am zis și ei, bă, nu știu dacă e bine să plec, nici eu nu mai vreau să stau aici. Pentru ea sau pentru tine ai vrut să pleci? O parte și pentru ea, dar o parte și pentru mine. Mai mult pentru ea sau pentru tine? Nu știu, 50-50. Cred că mai mult pentru să merg mai mult acasă și... Nu știu, e faza asta cu gripa pe la noi și astea. O să facem fata aici, ce? Da, o parte și pentru ea, că... Dată fiind situația, mai vrei să pleci? Acum nu vreau să plec, pentru că... Na. Marius, Turcu este cel care a făcut o doamnă în societate? Păi, doată ce te-a cerut de soție, ți-a oferit un respect, ți-a oferit, adică... Și pe lângă respect... A, și pe lângă respect... Toți până acum bârfeau, îi dădeau coate când o vedeau pe Roxana. Acum nu-și mai permit, mă gândesc, că bă, are un iubit, o relație stabilă de 8 luni, bărbat care a cerut-o, i-a pus inelul pe deget, mă, totuși ai o poziție în societate. Și acum, după câteva zile, fără ca Roxana adică, să facă păi, acea remarcă, mai... să încercăm să dezvoltăm acel subiect, mulțumesc, Andreea, cu mina de aur. Pentru că s-a întrerupt când am vrut să vorbim despre asta, a spus ce a spus Roxana și a pornit haosul. Avalanșa. Bun. Cum adică este o mină de aur pentru ea? Păi iartă orice prostie. Da. Asta ar fi, cred că e principala... Oferă confort, te oferă... În calitate, nu știu, principala chestie pe care iau... Respect. Nu știu. Dacă vorbește cu altele înșela sau nu, vreau să întreb așa, pentru un prieten. Păi, dar dacă tu greșești, normal că îl împingi să vorbească cu altele. Ce înseamnă? E înșelat sau nu? Că vreau păi știi de ce accepti? Pentru că tu ai... A, e înșelat, da, e înșelat, da. De ce el m-a înșelat pe mine? Corect, bravo. Așa, mai departe. Mai departe. Nu, amândoi suntem de vină. Amândoi suntem de vină că și el a vorbit cu toate femeile alea frumoase. Așa că... Normal, dacă el vorbește... Nu știu, eu nu știu, pe nu-i cunosc fosta relația Roxanei, cea de lungă durată. Știu ultimele care au fost și aici în casă și știu că a fost, nu știu dacă bajocorită, dar bârfită. Dar mine de aur vorbim și la propriu? La propriu asta nu am de unde să știu. Nu cred că nu la asta s-a referit, mă rog.
Nu, ne gândim nu și la asta. Financiar. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.